E așa. Yay! Decât un prieten în plus, mai bine un prieten în minus. Rubrica noastră de marțea și de joia astăzi cu niște locuțiuni, cu niște maxime, cu niște sintagme, truisme, cu niște, da. Scurte de tatuat, de făcut tricou. Da. Da? Că ce noi putem face de astea cu urâtele, mă, de primă? De pus pe pernă, de pus pe cană. De pus pe cană. Începem cu domnul Tică Constantin, Ticuță, Ticu, Constanticu, care pune o fotografie cu el la scuteală. Adică? O să vedem fotografia, sper că asta este. A, la scuteală, am înțeles. Da, i-am și blurat privirea, că era adâncă. Era o privire tip mat. Ok, el sub un pod. Nu ca la așa, ci da. El okay. Sub un pod pentru că titrează afară plouă nencetat. Wow. Deci, interesant. Din categoria pe ol împărți cu tine o cafea. Deci afară plouă. Afară plouă. Afară plouă. Ce se întâmplă afară plouă? Cum plouă nen unde plouă încetate, cetat. Nu? Nu se pare logic? Mergem mai departe, că afară, nu asta. Afară plouă nencetat. Sigur a luat bacul. O duduie fiartă pe selfie-uri, ce suferă de vorba lui Mickey Strabism egiptean. Da. A făcut o fotografie trântită-i în așternuturile moi. Da. Și cumva recunoscându-și vina. Ea simte că a exagerat și vrea să ne spună și nouă lucrul ăsta. Cred că am exagerat doar puțin, zice. Întrebarea este unde a exagerat puțin. În partea de sus a fotografiei, în partea de jos a fotografiei, da. Poate la sprâncenele astea în formă de semn de Adidas. Sau poate a exagerat cu apretul. Nu, mă, eu cred poate, că numai în mijlocul fotografiei a exagerat. Cred că doar în mijlocul fotografiei. Cred că în josul fotografiei niciodată nu exagerezi. Eu cred că a exagerat făcându-și Facebook, părerea mea. Da. Ce vreau eu să întreb, înainte să lucrăm la buze, la fese, la sâni, da. Nu e mai interesant prima dată să lucrăm la dinți și imediat mai apoi? Că sunt metode acum foarte puțin invazive să schimbăm privirea asta divorțată? Da. Vezi că are ochii divorțați? Dar nu-și vorbesc între ei. Îți dai seama cât timp îți ia? Adică da. Sprâncene, gene, nas, buze. Lasă timpul, vezi câți bani. Și câți bani. Da, să vezi cine le plătește. Bon. Eu am o teorie legată de oamenii care, în primul rând, nu vorbesc corect sau nu scriu corect. Doamne. Și știți, în meseria noastră, când vezi un om care pare un pic mai dus decât ceilalți și are o privire pierdută și îți răspunde ciudat la întrebări, adică tu îi zici unde ai fost în vacanță și îți spune ați observat că s-au modificat prețurile la mături? Adică e genul ăsta de invitat, ni se întâmplă, da? Știți ce zicem tot timpul după ce pleacă din platou? Mamă, îți dai seama că asta și conduce? Da, 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 asta e periculos. Adică te întâlnești în trafic. Ei, eu la astfel de personaje mă gândesc că nu numai că au Facebook și ar trebui ca Zuckerberg să facă ceva, să pună niște filtre la un moment dat. Da. Dar oamenii ăștia și conduc. Ba chiar astăzi dimineață poate s-au trezit lângă cineva în pat. Am auzit că Zuckerberg vrea să candideze la președinție. Da? Da. Președinție. Asta ar fi interesant. Ar fi interesant, oricum mult mai bine decât ăsta. El este genul care se plimbă foarte mult prin America și face tot felul de proiecte, deci cred că își adună acoliți. Să mergem mai departe. O duduie care practic ne definește pe noi, cei care muncim mult prea devreme la început de an și care avem expresia la final de zi: băi, n-am timp nici să mor. Da. Ziceau și părinții noștri: băi, lasă-mă că n-am lasă-mă timp. Lasă-mă că n-am timp. Aș vrea să mor, dar nu am timp. O duduie care se fotografiază cu o altă duduie ca să, nu știu, să susțină afirmația, nu? Da. Sunt mai mulți care spun acest are lucru. Nevoie de o proptea, un sprijin. Ea zice, adăugând niște emoticone cu un diamant, un ruj, un inel, o inimioară și un săculeț cu dolari, da, că viața are 3 etape. Da. Te naști și mori. Superb! Deci nu există comentariu la acest lucru. Bă, superb! Cel mai distrus în rubrica asta este Jvichi. Da. Pentru că Jvichi le citește pe toate, le filtrează și când trebuie să scrie el de adevăratele, nu mai știe exact cum se scrie desparte corect silabe, cum, unde-i cratima, unde-s iurile. Păi da.
Este ca tu la... când lucrezi în mine, nu mai știi când ești curat. Dar ca... e ca la succese și succesuri. Știi că de când cu incidentul, să ai tot timpul să te gândești. Da, te oprești acolo. La când. Și are dreptate. Îți spune te naști și muri, adică ea are dreptate. Deci viața are trei etape. Exact. Te naști și mori. Foarte tare. Am o întrebare pentru fete. Când pui emoticonul diamant? Când se folosește el, Flavia? Nu inelul cu diamant. Nu. Ăla știm. Hai să luăm o mică pauză de la asta cu inelul cu diamant. Când pui diamantul? Adică ce vrei să... Dar n-ai primit al șaselea. Nu spui că... Nu spune. M-am oprit la timp. Te-ai oprit la timp. Când pun eu, când am pus să mă uit înapoi... Ai pus vreodată, eu nu l-am în history, nu l-am folosit niciodată. Cred că când postez despre ceva legat de iarnă, că mă gândesc diamond, icy... Nu e, mă, shine bright like a diamond, mă, când... Da, nu știu dacă am postat... Go diamond, cum zic ăștia în MLM. Da. Când vrei mai n-am sus, pus. Tot mai sus. Nu. Nici eu n-am pus. Nu, eu folosesc foarte des inima neagră, pe care o am și tatuată. Ce înseamnă inima neagră? Inima neagră este... În primul rând că îmi place forma... Da. Inimii. Are, știi, o formă, că o văd peste tot. Are formă de inimă, știi? Cum? Inima are o formă de inimă. Da, da. Bun, de ce ai folosit inima neagră la emoticon? Nu știu, mi se pare mai cool și sunt niște lucruri, mă rog, destul de deep. Băi, așa. De ce nu tragi o linie neagră pe mașina ta, că e mai cool atunci? Dacă folosești... Noi ăștia mai bune, ți-ai punem crefa. Poți să am preferințe legate de inima pe care o folosesc, adică mi se pare așa urât. Da, dar să știu dacă mâine pe mine... Mi se pare mai cool. Dacă mâine pe mâine zici, Dani, mergem cu toții la teatru, inima neagră, inima neagră, inima neagră. Nu spun niciodată inimă ție. Una la mână. Ah, ok. Doi la mână, nu aș folosi asta decât într-un context în care se potrivește. Mișto așa la lucruri, zic. Păi nu, dar observați discriminarea. Vrei să ne certăm deja? Da, mă, dar nu mai bine schimbăm locurile și stau eu cu memerul, mai vorbim una alta. M-ați băgat aici în mijloc. Este același lucru. Tu de ce când îmi scrii mie folosești emoticonul ăla mai mult? Băi, stop, este perfect. Deci astăzi este ziua internațională. Este ziua internațională.